Bună ziua și bine ați venit din nou alături de mine la o lecție de limba și literatura română de clasa a șaptea. În această lecție vom vorbi despre ipostazele umane ale vocii poetice în textul liric. Am învățat că textul liric se caracterizează prin subiectivitate, autorul inventând un univers ficțional care reprezintă o percepție individuală, unică, subiectivă asupra lumii. Autorul nu trebuie confundat cu vocea poetică. De ce? Pentru că el este o persoană a cărei biografie poate fi verificată. Să luăm un exemplu. Mihai Eminescu este cel mai mare poet român. Viața și opera sa pot fi verificate. El a trăit între anii 1850-1889. Și bibliografia lui Mihai Eminescu poate fi verificată. El a scris opere valoroase pentru literatura română, precum Luceafărul, Lacul, Revedere, Sara pe deal și altele. Dacă un autor există sau a existat în realitate, nu același lucru se poate spune și despre vocea poetică, o voce care este ficțională, inventată, imaginară. Autorul poate decide ca vocea pe care o deleagă să vorbească într-o poezie să fie a unei pisici sau a unei păduri sau a soarelui sau a unei motociclete. Bineînțeles că nu se poate pune semnul egalității între autor și o pisică sau între autor și o motocicletă. De cele mai multe ori însă, vocea poetică apare în ipostază umană. Care sunt aceste ipostaze? Tânărul, copilul, adultul, geniul, inadaptatul, îndrăgostitul, contemplatorul de natură, adică cel care admiră natura, meditativul, cel care se gândește la sensurile lumii și ale vieții, creatorul, cel care vorbește despre creație și despre creator, confesivul, cel care își mărturisește sentimentele. Haideți să încercăm să găsim câteva dintre aceste ipostaze umane ale vocii lirice ficționale în niște poezii. Prima secvență poetică aleasă este o strofă din poezia Sonet de Alexandru Vlahuță. Să o ascultăm. A revenit frumoasa primăvară, copacii parcă sniși de atâta floare, dorinți copilărești, renăscătoare, fac inimile noastre să tresară. O altă propunere este prima strofă din poezia emineșciană Sara pe deal. Sara pe deal, buciumul sună cu jale, turmele lurg, stelele scapără în cale, apele plâng, clar izvorând din fântâne, sub un salcâm, dragă, mă aștepți tu pe mine. În continuare, am ales o strofă din poezia La ceas de taină, scrisă de Virgil Carianopol. De fiecare dată, în fiecare seară, de câte ori mă apuc să scriu, cineva pe care nu-l știu, cine nu știu, îmi ia mâna și scrie. Ultima propunere este un fragment din poezia Copii eram noi amândoi, scrisă de Mihai Eminescu. Copii eram noi amândoi, frate meu și cu mine, din coș de nucă car cu boi, făceam și înhămam la el pulbești bătrâni cu coarne. Acum puteți pune pe pauză prezentarea până când veți analiza versurile propuse. Iată și rezolvarea. În strofa din poezia Sonet, vocea lirică apare în ipostaza umană de privitor al naturii, de contemplator. În strofa din poezia Sara pe deal, vocea poetică este a unui îndrăgostit, care admiră și frumusețea naturii, deci este și vocea unui contemplator. În versurile reproduse din poezia La ceas de taină, vocea poetică apare în ipostaza umană de creator, el vorbind despre greutatea artei scrisului.